Astăzi vor vorbi despre situația lamentabilă în care continuă să se afle astăzi Poșta Română. Domnilor și domnilor deputați, în urmă cu aproximativ un an, Guvernul României adopta o hotărâre deosebit de importantă pentru Poșta Română, și anume majorarea capitalului social al acestei companii cu suma de 170.000 lei. Se vorbea în termeni foarte elogioși despre această acțiune a Guvernului, iar reprezentând, citez, atât o investiție financiară majoră, cât și una de încredere în capacitatea operatorului național de servicii poștale de a se reinventa pe termen mediu și lung. La un an de la această capitalizare, de la această investiție majoră, vin și vă întreb, unde este această investiție majoră? Unde este investiția de încredere? Și mai ales, unde este capacitatea Poștei Române de a se inventa? Sau reinventa? A trecut totuși un an de la această mutare istorică, în ghilimele, iar consecințele sunt practic inexistente. Doamnelor și domnilor deputați, numai dacă ne uităm la aspectele exterioare, putem vedea limpede despre ce vorbesc. Oricine intră astăzi într-un oficiu poștal își poate da seama, fără mari dificultăți, despre stadiul de modernizare și reinventare în care se află Poșta Română la momentul actual. După un an de la majorarea capitalului acestei companii din fonduri publice, oficiile poștale continuă să funcționeze în sedii vechi, degradate, nemodernizate și grasioase. Aparatura tehnică și calculatoarele sunt practic inexistente în unele dintre acestea sau uzate fizic și depășite. Numărul mic de funcționari la ghișee face ca ritmul de lucru să fie lent, iar cozile, în multe cazuri, interminabile. Calitatea serviciilor este mereu sub așteptări, lucru confirmat și reconfirmat chiar de către angajați și majoritatea celor care apelează la aceste servicii. Tot mai mulți oameni apelează la serviciile oferite de operatorii privați. Pe lângă toate acestea, gradul de satisfacție a angajaților Poștei Române este foarte scăzut, ceea ce explică plecările masive de personal din această companie. În acest context, ce rămâne de făcut? După atâtea încercări eșuate de redresare a Poștei Române, numai în perioada de după 2012, ne aflăm astăzi în același punct de inflexiune, în aceeași stadiu de așa zisă reinventare. S-a vorbit despre privatizare, dar a fost anulată. S-a vorbit despre management privat, dar a eșuat. S-a operat în sfârșit o capitalizare din fonduri publice și nimic nu s-a schimbat. Realitatea din oficiile Poștei Române este mereu aceeași cu care ne-am obișnuit încă din perioada comunistă. Doamnelor și domnilor deputați, rugămintea și solicitarea pe care o adresez, în special majorității parlamentare și Guvernului României, responsabil de această situație, este luarea unor măsuri de modernizare reală a Poștei Române, având în vedere capitalizarea operată deja în 2018. Trei sunt direcțiile prioritare pe care le văd. 1. Asigurarea unor condiții mai bune de muncă. 2. Investiții în modernizarea oficiilor poștale. 3. Salarizare corespunzătoare în funcție de competențe și responsabilități. În absența unor măsuri cât se poate de concrete și palpabile, în aceste trei direcții, Poșta va continua să se reinventeze doar pe hârtie și pe banii contribuabililor, care au ajuns deja să plătească de două ori, odată prin taxele și impozitele care au acoperit capitalizarea companiei, odată la ghișeu, pentru aceleași servicii de slabă calitate. Atunci când vorbesc despre încercările umane, despre speranță și credință, mai toți gânditorii îl menționează pe sărmanul și credinciosul Iov din Biblie. Iov, căruia boli cumplite îi măcinau trupul și îi chinuiau sufletul, Iov care n-a încetat să creadă, deși dintr-un om bogat a ajuns om sărac, Iov care n-a încetat să creadă, deși pe rând și-a pierdut părinții, fiii, apropiații. Poporul român, atunci când românii, când au o greutate, o încercare, spun, am trecut o cumpănă. Cumpănă care este valabilă și la ins și la poporul întregimea sa. Cea mai cumplită cumpănă, uneori fatală, este atunci când omul se îmbolnăvește și auzim deseori, dacă mai întârziam 3 zile, muream. Dacă nu venea salvarea la timp sau dacă medicii nu erau pricepuți, îmi pierdem viața. În afară de cumpana aceasta, care privește sănătatea, este o alta, a doua ca gravitate, este cumpana pierderii libertății. În general, noi stigmatizăm pe cei care
se află în detenție. Deși ar trebui să fim mai nuanțați cu aprecierile, pentru că acolo se află oameni care au săvârșit o greșeală și dau socoteală și greșeala aceea îi urmărește tot restul vieții, pentru că societatea nu-i pregătită și nici nu acceptă toleranța, nici nu încearcă asumarea celor care după detenție vin acasă. În mod cert există viață și după pușcărie. Nu discut despre greutatea vieții în penitenciare. Am făcut de multe ori trimitere la ce se întâmplă în supraaglomeratele penitenciare românești. Aflu că 16% din deținuți în perioada din decembrie până astăzi au fost eliberați. Și asta nu este rău. Sigur că recidiviștii ajung aproape imediat înapoi, pentru că asta este, au în sânge răul. Pentru că și răul se lășluiește în om alături de bine, știm foarte bine. Important este ca să sădim binele, să-l cultivăm și să-l facem să se manifeste. Am stat în perioada aceasta de vorbă cu mai mulți șefi de penitenciare și cu ofițeri, subofițeri care lucrează acolo. Mi-au cerut să inițiez un proiect de lege și îl voi face și să am o intervenție, asta pe care o fac eu astăzi, prin care să propun ca deținuții care donează sânge, astfel făcându-li se analizele medicale în mod periodic, să primească drept recompensă zile libere. Și eu cred că ar fi un gest foarte frumos din partea societății, mai ales că s-ar împiedica și apariția pe piață a literaturii de proastă calitate, literatura de pripon sau literatura de pârnaie. Închei prin a spune că în perioada aceasta, eu, Corneliu Vichineț, am avut și privilegiu să discut cu Ministrul Sănătății, care în vorbe multe n-a spus nimic, în popor se cheamă abureală. I-am cerut redeschiderea Spitalului Orășănesc Negrești și mi-a spus că este foarte preocupată de deschiderea celor 8 spitale regionale, care au rămas 6. Există finanțare pentru proiectul tehnic pentru 4 și nu se va face niciunul. Sunt onorat să mă adresez astăzi dumneavoastră și tuturor românilor în această zi de o mare însemnătate pentru istoria modernă a țării noastre. Azi România împlinește 15 ani de la aderarea la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord. Sunt 15 ani de existență activă a României în cadrul NATO. Este o cifră rotundă și care se potrivește frumos, așa cum s-a mai spus, cu o altă cifră rotundă, 70 de ani de existență a Alianței Nord-Atlantice. Alianța este cea mai importantă organizație de securitate colectivă din toate timpurile și cea mai relevantă complicatul context de securitate al zilelor noastre. Este cu certitudine cea mai importantă garanție de securitate a României. Așa cum am mai spus, țara noastră a fost tot timpul un membru activ al Alianței. Astăzi, toți partenerii noștri din cadrul NATO apreciază în mod deschis contribuția, loialitatea și mai ales determinarea cu care țara noastră a participat la operațiunea Alianței. Amintesc faptul că am organizat la București a 63-a sesiune anuală a adunării parlamentare a NATO, un eveniment de succes pe linia diplomației parlamentare la cel mai înalt nivel, care a reunit la Palatul Parlamentului peste 600 de participanți din peste 50 de delegații parlamentare naționale din statele membre și din statele cu statut de asociat, de parteneri regionali și mediterane asociat și de observatori din cadrul NATO. Alături de celelalte două sesiuni ale adunării organizate în 1997 și în 2011, evenimentul a arătat că Parlamentul României este determinat să promoveze misiunea Alianței de a fi pilon democratic puternic pe care să se sprijine stabilitatea și securitatea în regiune. Trebuie însă să subliniez că această bună reputație a României în cadrul NATO
s-a câștigat în primul rând prin devotamentul și sacrificiul militarilor români. Ca țară, ca stat suveran, ne-am respectat angajamentele în cadrul Alianței, însă proba de foc au dat-o militarii români care au luptat și luptă sub steagul NATO. În acest foc iute a fost călită cu sacrificii reputația României de membru de bază, de încredere în această alianță. Aniversarea de astăzi poate ar trebui să fie în primul rând un omagiu în memoria soldaților români care au căzut misiunile desfășurate sub drapelul NATO. Ei se alătură eroilor eterni ai neamului românesc. În primul rând, datorită lor, România este astăzi un membru respectat și apreciat în cadrul Alianței. În primul rând, datorită acestor eroi români, țara noastră beneficiază azi de cea mai solidă garanție de securitate a timpurilor noastre. La acești eroi români căzuți sub steagul NATO trebuie să ne gândim și noi, decidenții politici, atunci când luăm decizii cu privire la rolul și viitorul pe care trebuie să-l aibă România în această alianță și să nu uităm niciodată pe eroii noștri. Stimați invitați, pentru ca o țară ca România, care a parcurs istoria dureroasă a statelor din spațiul ex-sovietic, aderarea la NATO a reprezentat un act decisiv de desprindere totală și irreversibilă de reminiscențele regimului comunist. Așa au gândit atunci românii. Ca un politic, sunt mândru că partidul pe care îl reprezint a avut un rol major în realizarea acestui obiectiv atât de important pentru țara noastră. Este o dovadă că un partid mare poate face lucruri mari pentru România și poate genera un consens național în momentele cu adevărat importante pentru țara noastră. A fost un consens pe care, sincer, și eu ca și mulți alți colegi de-ai mei, mi-aș dori să regăsesc și în zilele noastre în jurul unor obiective majore ale României, cum ar fi apărarea intereselor României în Parlamentul European, adoptarea monedei euro de către țara noastră sau menținerea alocării procentului de 2% din produsul intern brut pentru apărare ca parte a angajamentului nostru ferm față de partenerii din NATO. Nu cred că există un obiectiv mai important decât securitatea României. Nimic nu se poate realiza, nimic nu poate fi durabil dacă nu avem garanția certă că țara noastră este la adăpost față de toate provocările exprimate din ce în ce mai des în zona Mării Negre și chiar amenințări. Celor care își dau cu părerea că alocăm prea mult pentru apărare, le spun următorul lucru. În afara scutului NATO, România ar fi nevoită să cheltuie mult mai mult pentru înzestrarea armatei, fără a obține nici pe departe beneficiile de securitate de care ne bucurăm în prezent. Și mai trebuie să le spunem românilor că acești bani se cheltuie cum trebuie. Se duc la Armata Română, una dintre cele mai importante instituții ale României. Se duc în industria de apărare a României, care contribuie la dezvoltarea economică. Se creează locuri de muncă, se creează venituri, valoare adăugată, se plătesc taxe din care se plătesc ulterior pensii și salarii. Industria de apărare trebuie să devină un motor serios de dezvoltare al economiei românești, iar alocarea de 2% din PIB îl pune în mișcare. Prin urmare, consensul politic pentru respectarea acestui angajament al României de a aloca 2% din PIB pentru apărare nu poate fi nici opțional, nici negociabil. Este în primul rând cuvântul pe care România și l-a dat în fața partenerilor săi. Este temelia de încredere pe care țara noastră și-a clădit-o în această alianță. Partea politică pe care o reprezint ne-am exprimat în această privință atât prin vorbă, ca și alții, dar mai ales prin faptă. Am intrat deja în al treilea an de guvernare PSD-ALDE, care coincide cu al treilea buget al României în care este prevăzută alocarea de 2% pentru apărare. Ce a făcut acest guvern atacat în permanență? A mărit salariile militarilor și le va mări în continuare. A putut să genereze creștere economică în fiecare an pentru a putea aloca 2% din PIB pentru a susține industria de apărare a României și armata română. Susține în continuare pensiile militarilor și salariile militarilor și de asemenea, după ultimele întâlniri cu rezerviștii din acest domeniu,
urmează ca și aici să se pună lucrurile în ordine și toate nedreptățile din sistem să fie rezolvate. Ar fi fost util, într-adevăr, întocmirea unui pact politic în care toate celelalte partide politice să-și asume respectarea acestui angajament al României. Spun acest lucru pentru că văd partide care deja își propun să se abată de la acest obiectiv. E o temă de reflecție pe care, sincer, aș fi vrut să o propun președintelui României astăzi, dar după discursul pe care l-am auzit împreună cu voi, îmi dau seama că ar fi un demers inutil. Este o temă care chiar contează pentru România și ar trebui să fie pe primul loc pe agenda clasei politice și actuale și viitoare. Am spus tot timpul că înainte de opțiunile noastre politice, înainte de tabăra în care ne aflăm într-o dezbatere sau alta, înainte de apartenența la un partid politic sau altul, înainte de toate celelalte lucruri, suntem români. Înainte de toate trebuie să gândim și să acționăm românește. Trebuie să fim conștienți cu toții că aderarea la NATO nu a fost un obiectiv politic, cum se mai spune uneori. Apartenența la NATO a fost și este un obiectiv național. Românii trebuie să fie mereu uniți în jurul marilor obiective naționale, iar așa cum am spus-o, asigurarea securității și stabilității României reprezintă cel mai important obiectiv național. Apartenența și prezența activă în NATO este singura cale pe care putem merge în actualul context internațional. Și când spun acest lucru, nu mă refer doar la beneficiile de securitate pe care ne oferă acest parteneriat. NATO nu este doar o alianță militară. E mai mult decât atât. Este singura garanție a stabilității lumii democratice. În cadrul acestei alianțe se regăsesc statele cu cele mai consolidate sisteme democratice din această lume. NATO a fost construită în primul rând pentru apărarea democrației în fața amenințărilor venite din partea unor state totalitare. Așadar, NATO a apărut ca o alianță a binelui, a democrației, în fața răului și a exceselor totalitare. Aici este locul României și nu poate fi în altă parte. Noi minciuni sunt devolate în bugetul pe 2019. Primarii din teritoriu au fost din nou păcăliți de Ministerul de Finanțe. Bugetul pe anul 2019 a fost o cârpeală, iar dovezile în acest sens continuă să apară. Cea mai recentă găselniță îl vizează pe Ministrul de Finanțe, domnul Eugen Teodorovici, care a păcălit primarii din teritoriu legat de alocările bugetare. După cum știți, dragi colegi, în aceste zile a fost finalizat procesul alocării bugetare la nivelul unităților teritoriale. Ei bine, cu această ocazie am aflat că angajamentele luate în scris de către domnul ministru Teodorovici, cu antetul și semnătura Ministerului de Finanțe, nu au nicio valoare. Sau ele valorează exact cât o promisiune PSD, pentru că putem spune că nu s-au dezmințit în această privință. Deși numai departe de luna ianuarie, primarii de comune, orașe și municipii au primit garanția scrisă că alocarea bugetară va respecta un prag de 1200 de lei pe cap de locuitor, în realitate Ministerul de Finanțe a catadixit să repartizeze fonduri la un plafon de 1000 de lei pe cap de locuitor. Domnul Teodorovici a semnat un document prin care s-a angajat în fața Uniunii Naționale, a Consiliilor Județene de România, Asociații Municipiilor, Asociații Orașilor și Asociații Comunelor, că va asigura un mecanism de repartizare a impozitului pe venit și a sumelor defalcate din TVA până la o anumită sumă. Dar vedem că o parte din această sumă s-a evaporat. Asta înseamnă că miliarde de lei s-au pierdut la nivelul administrațiilor locale, bani pe care cu siguranță guvernul i-a redirecționat pentru acoperirea unor goluri din buget, care și așa a fost făcut pe baze complet nerealiste, pe seama unor indicatori macroeconomici falși. Guvernul așadar nu a respectat aceste asumări și, drept dovadă, chiar săptămâna trecută ne-a făcut datori pe 30 de ani pentru un împrumut de 3 miliarde de euro. Vedem practic că bugetul pe anul 2019 a dus și continuă să ducă la pierderi pe termen lung, iar primarii din teritoriu încep deja să resimtă acest lucru.
Nu numai că nu vor putea asigura sume pentru componenta de dezvoltare, pentru finanțarea sumelor neeligibile sau cofinanțărilor pentru proiectele europene, dar nu vor reuși să asigure în întregime nici componenta de funcționare. Și nu este vorba doar despre aparatul birocratic, în sine vorbind despre lipsuri care vor afecta milioane de români, iar ministrul de finanțe știe exact care vor fi efectele și că riscăm ca anumite servicii furnizate la nivel local să fie subfinanțate, investiții stopate, funcționarea școlilor și a spitalelor să fie afectate. Îi solicităm public ministrului de finanțe, domnului Teodorovici, să repare această eroare și să-și asume angajamentele luate. Altminteri, se vor anula multe dintre progresele făcute de primari în teritoriu și investiții de interes național vor fi blocate pe termen scurt, mediu și, din păcate, poate chiar și lung.